Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal, suntem aici împreună cu pisica. Bună! Și cu Mihai. Salut! Și astăzi, oameni buni, avem ceva foarte special, pentru că uitați-vă ce ne așteaptă. Mamă! Uitați-vă ce ne așteaptă, un mare labirint. Și dacă reușim să ajungem la finalul acestui labirint, avem o mare, mare surpriză, pentru că vom avea ceva care ne va duce într-un loc special. Nu știm exact unde, nu știm exact ce, dar rămâne să vedem în cele ce urmează. Așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă vă place. Și de asemenea, în labirintul ăsta, după cum se poate observa, se află și prietenii curcubeu cei noi. Este da, vorba de despre noi. Fata în roz. Da. Ok, este ăsta red. Da. Da. Este blue cu baloane. Da, e galben. Și este da. Red omul de știință. Nu știu exact care e treaba cu ei, dar vom afla tot așa în următoarele momente. Până una alta, fiți atenți. N-o să vă mai întreb câte like-uri vreți voi să strângem la episod. Okay. Vom face ceva total diferit. Deci, avem aceste baloane, ok? Aceste trei baloane. Și vreau ca fiecare dintre voi, deci scoateți pistolul cum ar veni. Și voi număra până la 3. Și la 3, fiecare va sparge un balon. Când se vor sparge baloanele, vreau ca fiecare să apese pe butonașul de like. Ok? Sunteți pregătiți? Ok, pregătiți. Ok, deci eu mi-aleg balonul roșu. Eu sunt pe albastru. Ok, pisica e pe albastru și pe Mihai galben. Este pe galben, da? Deci, sunteți pregătiți pe butonașul de like? Dar haideți mai aproape, nu de la distanță, mai de aproape, mai de aproape. Așa. Deci hai să vedem, da? 1, 2, 2 și jumătate. 3, like! Sper că s-a văzut și voi acolo pe acel butonaj de like. Și bineînțeles se știe deja, dar cine a pus apă like e cel mai tare. Adică nici mai trebuie să vă mai zic. Dar așa bineînțeles este. În caz că ați uitat, iată aici acest mesaj. Bun, deci treaba este că noi o să trebuiască să intrăm prin labirint prin locul corect. Pentru că dacă intri prin locul greșit, hai să vă arăt ce se întâmplă dacă intri prin locul greșit, da? Intrați fiind după mine. Dacă intri prin locul greșit, uitați-vă ce e aici. Vai. Nu cred că vreți prin locul greșit. Știți ce zic? Mihai, nu te duci. Unde te duci? Mihai, nu. Te uite cum arată pe aici. Nu cred că vrei pe acolo să te duci. Adică uite, ia, veniți să vedeți, dar nu cred că vrei pe aici. Nu știu, n-aș vrea. Uite cum arată. Labirintul pe dedesubt, nu poți să crezi. Da, dar nu vrei să te duci pe aici pentru că sunt niște chestii foarte urâte, așa că hai să mergem pe deasupra, ok? Hai. Hai să mergem pe deasupra. Și să vedem ce ne așteaptă. Deci noi practic trebuie să ajungem la clădirea aia. Deci o clădire unde trebuie să ajungem, da? Cam asta e treaba. Ia să vedem, pisica s-a dus înainte. Tip-til prin labirint, dar... Cartochetul! Stați așa pe loc, că-l rupem. Cartochetul deja nu mai este o chestie de care să ne speriem. Să fim serioși. Uite, văd umbra, dar nu știu unde. Ce umbră? Uite-l, tot pleacă. E pe sus? A, n-a murit. Nu, la muzica, unde? Oh my god. Uite, spate la mine. Vezi că dispare și apare. Și vezi că a deschis gura să te mănânce. A deschis gura să te mănânce. Ok, dați. Bravo. Hai de mine. Hai, tot înainte. Cred, nu știu, nu sunt sigur că știi care e fața la labirintul ăsta e destul de mare. Ia uite. Alo, ce căutați? Domnilor Nurpo, care-i treaba? Este cam o idee. Gata, s-a activat. Am vrut să mă urc pe capul unui nurpo și să mă ridic peste labirint, dar nu a funcționat treaba asta. Bă, sunt foarte curios de noi prieteni curcubeu. Care-i treaba cu ei? Pentru că ați văzut fata în roz. Este red ăla mare, mare de tot mușchiulos. Nu știu care-i faza, pentru că red este un om de știință, cum ar veni. Și de asemenea, este și acel mușchiulos. E ca un fel de Hulk, nu știu care e faza. Ce e asta? Oh my god, uite cum a apărut, dar mi-a dat una și a fugit. Da, vezi că-ți dă rău de tot. Ia uite-le. Mă, Cartoon Dog, dacă te ține. Uite cum face cu mâna. Te rugăm. Dar oricum îi rupem destul de bine, pentru că ne-am luat încărcătoarele astea mari de tot și nu avem probleme împotriva lor. Eu tot pe Cartoon Dog. Aplica pe jos. Tu undeva să avem un semn măcar. Ok, deci Cartoon Dog, stai aici și o să fi semnul nostru. Uite așa, Gata, semnul, așa. Bun. Gata, perfect. Deci ca să știm că pe aici am fost, da? Da. Bun. Hai să mergem în continuare și să vedem. Dar știți ce sunt eu curios la final? Care e surpriza oare? Unde ne va duce? Și eu vreau să văd.
Ce adică chiar văd? Sunt foarte, foarte mega curios. L-avem pe ăsta. Ăsta e roz. Este, da, 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 este cel roz, dar nu este fata în roz. E ăla care te mănâncă. E ăla care te mănâncă prima. Cu totul dacă îl lași. Da. Deci trebuie da. Să ai grijă mare, mare de tot la el. Ok. Mare. Mergem pe aici, bunuiesc. Mamă! Rățușcă, lasă-ne în pace. Deci ăștia sunt toți din prietenii curcubeu. Trebuie avută multă grijă pe aici prin labirintul ăsta, nu știu ce să zic. Și fața e că nici nu știu dacă mergem bine. Sau nu! Vai de mine, Purple! Ia uită-mă pe Purple! Doamne ferește, Purple! S-a gândit și el să iasă acum. Ok, dați-vă la o parte, hai să mergem până altă parte. Hai, hai, hai. O vine pe noi? Nu cred că vine pe noi, a? Nu știu ce să zic. Vine, nu vine. E ok, ok, ok. Bun. Totul arată cam la fel. Nu știu dacă vă dați seama, dar gen nu prea îmi dau seama pe unde ar trebui să mergem. Ai grijă mare. Eu am o idee mică unde, ce direcție, dar... băieți, 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 e fata. M-a luat să mă pupe! Serios? Bă, bune zi, da, mi-a dat mare pupic! Vai, m-a luat în brațe și m-a pupat. Ceva. Bă, bune zi! Dați-vă! Gata, vezi că ai rezolvat situația? Nu. Oh my god! Duceți-vă lângă ea să vedeți cum face. Yeah. Yeah. Ia uite. S-a dat pupic, ai văzut? Se și aude. Se și aude. Ce tare e. Mi s-a dat pupic. Ia du-te, Mihai, să-ți dea și ție. Du-te, du-te Mihai, gata, ca să nu fii singurul fără pup. Gata. Ia uite, Mihai. Nu. Stai așa, hai. Gata, rupe. Gata. Am scăpat, am scăpat. Doamne ferește, așa ceva. Deci noi e prieteni. Noi e prieteni curcubeu, așa ceva. N-am mai văzut până acum. Ok, bun, pe aici, bună întrebare, unde mergem? Hai, pe aici, ce să zic? Hai. Sunt complet confuz de care ar trebui să fie direcția corectă. Da, nici eu nu știu și nici măcar nu văd clădirea, era clădirea aia unde trebuie noi să ajungem, nici măcar nu se vede clădirea aia, dacă vine să credeți. Da. Adică nu am nicio direcție corectă, nici nu știu dacă merg bine în direcția asta sau dacă nu, dar... Nici eu nu știu ce să zic, uite, dar... hai să mergem pe aici, pe aici, tiptil, tiptil, că nu știu... E bloc cu băluță! Ia uite-le, ia uite-le, ia uite-le. Uite cum îi atârnă băluța aia. Hai, aveți grijă, aveți grijă, aveți grijă. Gata. Doamne. Sunteți bine? Ce ăsta? Da, da, da. Labirintul aici. Prietenilor sau da, ce? Da, labirintul curcubeu. E labirintul curcubeu, aveți grijă. Da. Ok. Da. Ce mai avem pe aici? Văd că Max merge tiptil, tiptil. Îmi merg tiptil, că nu știu dacă mi-apare ceva în față și nu vreau să... Am destul de multă gălăgie. E green, e green. Uitați-l, vedeți că văd cu palmele. Da, deci e labirintul curcubeu și nu trebuie să mergi în el, da. Dar noi am ales să mergem, că vrem să aflăm ce e la final. Hai să vedem. Deci stați care aici până la final și dacă nu ați apăsat încă pe butonașul de like, ce trebuie să faceți? A, ia ziceți da, voi. Da, apăsăm pe butonașul de like și să lăsăm un comentariu. Să lăsăm un comentariu cu ce? Hashtag? Cu hashtag... Curcubeu. Pupic. Hashtag... Cum ai zis ce ai zis? Pupic. Hashtag, ok, deci avem două hashtag-uri, hashtag pupic și hashtag curcubeu. Bun, stai să vedem pe aici ușor, ușor, ușor. Hai, ok, bă, văd peretele din partea aia. Adică, uite, vezi da, că se vede? Văd, da, dar nu prea vezi multe. Și văd și peretele din față, deci suntem oarecum într-o direcție, dar nu știu dacă... Acum mi-aduc bine aminte, trebuie să mergem un pic în dreapta. Păi da, dar care dreapta? Oh my god, e red! Uite, aia e dreapta, cred că pe dreapta? Acolo. Care nu, dreapta, că nu mai știu. Aia e stânga, nu mai contează. A, uite mă că zice red small. Aaa, s-a și oh my god. L-am bătut pe ăsta mic și s-a făcut gigantic. S-a făcut mare, tu vezi că și-a rupt cămașa de pe el. Da. Wow, nu mai așteptam la asta. Ia uitați-vă ce dinți are. Mamă, ce dinți are. Bă, m-am mâncat. A vrut să mă mănânce. Bine, te mestec așa și te scuipă. Uite, uite, uite. Vezi, 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 ai grijă. Wow, nu mă așteptam că dacă îl bați cu ăsta micu să face mare. Ia că are ceva efecte, vedeți? Da. Mie că să face și mai mare de atâta, nu știu ce să zic. Ar trebui să plecăm, băieți, nu știu ce să zic. Da. Crezi? Vezi că-l mușcă pe Mihai. Hai, da, Mihai, Mihai dacă poți să scapi de el, vină încoace, vină pe noi. Hai, vină să nu-l pierdem pe Mihai. Hai, 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 hai. Stai, stai, stai. Uite pe aici, pe aici, ești bine, ești bine. Ești bine, ești bine. Hai, Mihai, hai, hai să fugim. Doamne ferește. Ia uite că, bă, vine pe noi! Nu. Ok, la... Fugiți, Mihai! Bă, are prea multă viață, are 44.000 viață! Are prea multă viață, stai să chiar, fac, da. Pot să-i dau cu niște bombițe de astea. Dă-i cu niște bombe. Încerc, da. Vai de mine! Chiar și cu bombițe! A, știi cine ar fi bună? A? Poppy, dar nu știu cum să o invocăm. Poppy, dar Poppy nu știu dacă ne ajută în labirintul ăsta, nu știu ce să zic. Nici eu nu știu ce să zic, capitanul. Ha, mă, poate pleci de aici, lasă-ne. Poate pleci,
pleacă, pleacă. Hai, dar trageți în el, că nu are mult. Uite, 26.000 are. Dar nu mai am gloanțe în curând, o să trebuiască să găsim niște gloanțe. Da. Da, trebuie să vedem unde găsim gloanțe. Trageți în el, au! Vai de mine, lasă-ne! Deci mă amestecă, mă scuipă. Doamne. Vai de mine, okay, stai n-am să văd ce dacă... Stai că am venit pe partea asta. E foarte puternic. Dar doar fugiți de el, doar fugiți de el. Gen, veniți pe mine, veniți pe mine. Hai să fugim, că la un moment dat să ne... Da, la un moment dat nu o să mai fie, fugiți doar. Fugim. Da, fugim. Mihai, ești după noi? Da, sunteți așa, perfect. Da, da, da. Hai, veniți încoace, hai să-l pierdem, știi? Stai că nu știu unde s-a dus Max. Stai, dreapta. V-am pierdut și pe voi. No. Gata. Suntem, haideți, continuați. Veniți, mă vedeți, da? Da. Ok. Te vede Mihai, îl văd pe Mihai, totul e bine, E perfect. Bun, am scăpat de el? Da, așa, cred, sper. Cred că da. Cred că da. Doamne ferește, bă, dar asta e cel mai puternic de până acum. Da, și mă așteptam că ăla micu, în momentul în care îl bați, să face gigantic, e un fel de Hulk. Da, da. Ok, foarte deci e interesantă ferește chestia asta, dar eu nu i-am văzut în jocul principal. Oh my god. Sunt aia de coșmar. Vai de mine. Sunt aia de coșmar. Mă gândeam că apar și ăștia la un moment dat. Fugi. Știi care e faza? Că tare mi-e teamă, pentru că eu la început, înainte să începem episodul, l-am văzut și pe omul de la geam. Dacă vine și el după noi. Nu știu ce să zic, capitanul, că erau foarte mulți acolo, să știi. Am văzut că erau, dar... Oh my god. Poate ne așteaptă acolo, chiar la geam. Știi? Bă, crezi că o fi vreun geam? Nu știu, acolo la turnul ăla. Că a vrut să-l mânce pe Mihai. Da. Dar unde e turnul? Hai, Mihai, în față, Mihai. Da, a luat-o box. Unde e turnul? Asta mă întreb, că ne suntem pierduți la labirintul ăsta. Aici. Aveam o idee mai devreme, acum nu mai văd niciun perete. Ah, uite-l! Îl văd aici! Îl vedeți? Da, din ce în ce mai aproape. Suntem din ce în ce mai aproape. Hai, cred că asta e direcția cea bună. Oh my god, e grind de coșmar. Nu și ăsta, mă ascund după un perete, că n-am ce să-i fac. Ok, dar încercați să veniți spre mine. Dau cu lanterna, așa poate mă vedeți. Dacă momentan trebuie să trecem de el. Hai de stai mine, să văd, uite aici. Veniți pe mine. Stai ușor, că nu știu, încep să apară ăștia de coșmar și nu e bine. Da, știu. Și vă dați seama că și acolo la turn o să încerce să ne oprească, pentru că adică e clară treaba acolo, n-o să ne lase pur și simplu să intrăm acolo și să vedem surpriza. Adică, bă, e dead end aici. Serios? Da, nu ai unde să te duci. Of. Hai, du-te pisică, n-ai ce face, păi nu am cum să trec. Ok. N-ai cum să trec, doar... Uite ce-am găsit! Oh, perfect! Luați-vă gloanțe. Hai să încarc și să mai iau, Doamne, dar chiar să avem nevoie și de gloanțe. E bine că am găsit. E bine că am găsit. Doamne ajută, v-ați luat tot ce trebuie? Da, mi-am luat. Ok, perfect. Bun, păi vedeți că doar o singură persoană poate să treacă, gen, dacă unul rămâne blocat, nu poate să treacă pe lângă el. Doar gen, trebuie să stai pe crouch ca să sară peste tine persoana respectivă, știi? Stai să-și ia și Mihai niște gloanțe și hai să mergem. Deci clar în direcția asta trebuie să mergem. Dar pe unde? Da. Că nu ne lasă jocul. Aoleu, băieți! Ce? E omul de la geam! Bebelușul de la geam. E bebelușul de la geam, nu e omul de la geam. Mă, soare face backflip-uri! Da, e mare caratist. E caratist? Gata. Deci asta e originea omului de la geam. Așa arăta omul de la geam prima dată când s-a născut. După s-a făcut mare și i-au plăcut foarte mult geamurile și a devenit omul de la geam. Da, atunci a făcut o pasiune, gloanțe, deci am fost. I-au plăcut termopanele foarte mult și a zis că... Deci cred că povestea omului de la geam e felul următor. Era un om care monta termopane. Dar stai, bă, unde v-ați dus? Că v-am pierdut. Nu! O bune zic. Uite că-l văd pe Mihai, eu-s cu Mihai. Păi da, ei, da, și s-a întors Mihai și am crezut că ne-am întors cu toții și m-am ținut pe Mihai. Nu știu unde v-ați dus. Am pierdut și gata. Veniți pe mine. Iar știam eu bine zona, dar nu știam nu, exact. Nu, dar n-are rost pe acolo, că am văzut gloanțe, e clar că am fost. Da. Noi trebuie să facem cumva să mergem în direcția asta, uite. Că aici e turnul ăla, uite-l. Băieți? Oh my god, e fata de la geam. Fata de la geam. Trageți. Trageți. Dar știi ce? A apărut un caruna! Fugiți! Eroare! Mihai, fugi! L-a prins pe Mihai! O, nu! Stai să mai trag! M-am deblocat. Sunteți bine? Da. Oleu! Ai văzut cum face? Am văzut! Da. Veniți pe mine! Repede! Hai, pe aici! Că uite, ne apropiem din ce mai tare! Pe acolo? Ia, du-te tu! Stai, trebuie să dai pe crouch ca să poți să trec!
Na, gata. Ia zi. Aici. Uite-mă cât de aproape suntem și totuși cât de departe, da, nu înțeleg. Da, exact. Sau? Ia stai. Ia stai că e bine, cred că e bine. Băieți, înapoi puțin, ajutor. Oh my god, e Uli. E Uli. Ce caută Uli aici? Uli, dar toți sunt aici, uite-te și tu. Ok, deci, stați așa, ușurel. Așa. Da, eu la început l-am văzut și pe un fel de blu cu baloane, la ce? Da, știu, și eu l-am văzut, dar nu știu, poate vine puțin mai târziu, se lasă așteptat. Dar nu știu ce e, că gen e blu albastru, dar ăla este galben. Da, dar e galben. Dar totuși yellow e... el e yellow? Uite, turnul e chiar aici, uite. Oh, cât de aproape suntem. Sunt foarte aproape. Parcă nu știu care gen... Uite, acum suntem aproape lipiți de el, dar... Da. Oh, am găsit. Ai găsit? Da, aici este intrarea, uite. Aici, da. Da, faza e că trebuie să mergem sus și aici nu știu ce să zic, ce să fie înăuntru. Aoleu, nu știu ce să, nu știu ce să fie zic așa. Privește-l spate, privește-l. Opa. Fiți atenți că apare prin zona asta cel mai probabil. Ia stai să mă uit pe aici. Tocmai a apărut în interior. Unde e? În interior. Tot dispare. What? Fai de mine. Ok, nu vor să ne lase. Ia uite-mi cum o resupply de asta. Uite! Oh my god! Mamă, ce bine că avem gloanțe. Să-i spargeți baloanele! Da, baloanele se poate. Nu știu că se poate, dar gen are baloanele alea. Nu știu ce să zic. E puțin de nimerit. Mă, ăsta e blu român! E roșu galben și albastru. Bine, nu în ordine aia, da. Bine, nu în ordine, da. Oare? Gata. Ok. Fai de mine, ia. Ia uitați-vă. Uite cum e aici. Ok, o să ne lase oare să ne urcăm pur și simplu? Nu cred. Nu cred. A apărut fix lângă mine. Ies. Practic ei de aici ies din turnul. Crezi că da, asta e baza lor? Mă gândesc că da. Oh! Vai, mai pe orange. Foarte mult. Oh my god. Oh my god, e năvală pe noi, Acum mai e momentul suntem bun. Pericol, nu trebuie să distrugem, că n-avem cum să urcăm altfel. N-avem cum. Că e tot apar, Doamne, m-am mâncat cu totul. Am mâncat. Vai de mine. Nu mai am bombițe, să le dau, Am înțeles, bobițe. Zic, mamă, nu să le dau niște bobițe. De creatură la el. Să le dăm niște bobițe și să ne lasem pace pe noi, da? Asta, purple, e cel mai greu de distrus pentru că nu știu unde să tragi. E foarte subțire. Da, așa este. Hai pe scările astea. Hai să vedem, poate am scăpat. Nu chiar scări, dar drumul ăsta cum ar veni. Și aia sus. E chestia care ne va salva de aici, cred că, da. Stați așa o secundă. Da, păi da. Oh my god, așa... apăruse ceva. Ce a apărut? Ce? Era... Am văzut ceva albastru. Era... Da, albastru, ori era... Nu știu stai. Ce era. Păi dați-vă jos să nu, ne... să nu sară pe noi. Pă, și să nu aplicăm... cadă în capul da. Nostru, mă gândesc. Zic, ce? Vedeți voi ceva? Oh! Uite că tot apare ca o statuie, tu vezi? Da, e ca o statuie, da. E Huggy! Uite! Oh e varianta de Huggy, Huggy animatronic, aveți grijă. Da. Ăsta e cam greu de distrus, are 210.000 de viață. Foarte ok, veniți pe mine viață, repede, urcați-vă. Aoleu, sper că el nu poate să ba urce. Da, urcă și el! Haide Mihai, dă-i juc! Hai Mihai, hai! Juc și fugi! Fugi! Hai, fugi! Vrei să urcă după noi! Știi să urce, fugi! Oh my god! Ia dă-l jos, stai că-l dau eu jos. Uite bă de aici. Se arunc acolo, gata. My god. Știe să urce pe scări. N-are loc să treacă, are capul mare. Ok, perfect. Tot pică. Ok, fiți atenți. Acest dispozitiv, doar că deschizi ușa, hopa, și te duce în altă lume. Ia uite. Wow. Intrați înăuntru, intrați repede. Hai Mihai. Wow, ce ciudat. Wow. Okay. Wow, ce ciudat. Păi uite, acum de exemplu, dacă e să îl iau pe ăsta și să-l pun așa. Voi sunteți înăuntru, dar gen voi vedeți cerul acum probabil. Da. Pe negru. Uite cât de ciudat e, gen. Acum te văd. E foarte, foarte ciudat. Mamă, ce senzație. Bă, uite-l pe ăla. Ce se întâmplă acolo? Da, văd. Ce vrea și el să scape de acolo sau ce? A rămas în urmă. Oh my god. Ok. Unde te crezi? Ok, deci. Intrați înăuntru în dispozitivul acesta. Hai. Gata, am intrat. Ok. Și. Hai să intru și eu. Gata? Așa, gata. Închidem frumos. Sunt foarte multe butoane, vreau să apăs pe toate. Pe stai, toate puneți-vă pe scaune, vă rog. Da, puneți-vă gata. Pe scaune. Hai. Deci stai să ne uităm pe calibrare. Ok, așa. Avem aici camera. Stai că mă uit pe cameră să văd care e situația. Ok. Bun, power switch.
Să-ți pregătiți? Da. Blocking device, am făcut transparent ăsta. Ce? Ok, vortex flight. Door switch. Da, engine. Gata, și mă pun și eu pe scaun. Bun. Stai să vedem. Bă, dar nu mai am scaun? Ok, nu, eu nu mai am scaun. Rămâi în picioare. Ok, eu rămân în picioare, țineți-vă bine. Cred că am ajuns, hai să vedem. Hai să vedem. Yes. Unde am ajuns? Unde am ajuns? Păi, bună întrebare, unde am ajuns? Oh! 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 Vacanță, bun, hai! Ia stai așa! Hai, Mihai, curaj! Ia, te-am ajuns la mare, suntem la Mamaia! Da, mă, nene! Am ajuns la Mamaia, bă, da. Nene, bă, e frumos aici, mă, n-am ce să zic. Da, mă topesc, mă topesc. E altă viață aici. Uite, putem să facem așa, ia stați așa o secundă. Îl luăm pe ăsta. Îl luăm pe cai și rămânem, gata, hai. Gata, aici rămânem, deschidem ăsta și îl inundăm. Gata. Gata. Gata, s-a stricat. Păi nu mai vreau să mă întorc înapoi. Ce crezi, mă mai întorc înapoi în labirintul ăla? Nici vorba, papa, la revedere. Niciodată. Da, oameni buni, acesta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați pe butonașul acela de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa. Pa. Pa.